Dimineața ne-am adunat la prima etapă din campionatul TRPMA Open Avrig. Sperăm să fie un concurs reușit. La Open Avrig ne pregătim de startul competiției. Prima manșă, suntem alături de Ovidiu Popescu, campionul, și domnul Ciucă, l-ați văzut. Să fie fire întinsă la toată lumea. For money and power, glory and greed, men will die, men will bleed. Devil has come to make you pay. Pray salvation will come your way. Rise up and face the demon. Rise up and face your fear. 22. Salutare. Ne aflăm pe standul 5. Arbitrez pe Darius, a prins doi pești punctabili, momentan, până acum, s-au activat peștii și unul nepunctabil. Dar sperăm că în următoarea oră va fi mai bună pentru el. Salutare băieți, ne aflăm în prima manșă a Open Avrig, îl arbitrez pe Paul, neașteptat a prins peste 10 pești, din care 6 până acum punctabili, un păstrăv indigent frumos de 25 de centimetri. Apa crescută face mult mai dificil pescuitul, dar spre bucuria lui a reușit să aducă câțiva pești punctabili la mincioc și pentru asta îl felicit. Pescuim pe râul Avrig, un râu de munte deosebit. Manșa a doua, sectorul A, arbitrez pe concurentul Darius Moldovan, un tânăr promițător la început de carieră. Avem doar câteva momente de când am dat startul manșei. Deocamdată nu am prins niciun pește, dar după cum arată timpul, a ieșit soarele, cred că peștii se vor activa și vom avea o manșă frumoasă cu multe capturi. Vreau doar să menționez faptul că este un râu deosebit de curat, lucru care m-a impresionat profund. Salut muscari, suntem pe râul Avrig, un râu
foarte frumos și bine populat cu păstrăv. Este prima etapă din calendarul FRPMA Challenge 2024. Am plăcerea de a-l arbitra pe Darius Lovin, un pescar începător, un tânăr foarte ambițios, care a reușit până în momentul de față să puncteze cu 3 păstrăvi. Am avut plăcerea să-l urmărim chiar într-un drill în direct. O zi frumoasă, un râu frumos. Vă doresc un an cât se poate de productiv. Fire întinse tuturor! Ne aflăm pe râul Avrig, la frumosul concurs de pescuit. Apa foarte bună, pești, dar totul e ok până acum. Prima manșă relativ a fost ușoară. Am reușit să prind 8 pești, dintre care 2 punctabili. Salutare, dragi prieteni, împreună cu Daniel. Suntem la prima etapă FRPMA Challenge 2024. Vreau să mulțumim pe această cale sponsorului Marele Pescar. Este și acest an împreună cu noi, mulțumim. Țucă, după cum îl vedeți, Buza Scotia, concurent, eu arbitru. A prins deja 4 pești. Peștii, uite, acum a prins altul. Țucă, nu? Ok, a prins unul subdimensionat. Ne face recensământul la pești. Ok. Sunt pești, acum apă scăzut, spre bucuria noastră, condițiile meteo sunt tot mai bune pentru pescuit. Apa de dimineață a fost super mare, pescuitul greu. Dar lucrurile toate merg către bine, chiar foarte bine. Și concursul e extrem de interesant. Tare curios să vedem la sfârșitul zilei ăsteia cum, care, cine e pe primul loc. Sunt și surprize plăcute, Adrian, spre exemplu. Da, vedem, interesant. E și Ovidiu, care e campionul și șapără și acest an, se pare că șansele. Vă invităm pe toți la FRPMA Challenge 2024. O să fie un campionat pe cinste, frumos. E o comunitate faină, acum chiar trebuie să plec după un pește. Țucă? E mic? Ah, ok. Da, am mai prins încă unul sub dimensiune. Și acestea sunt spuse. Încă o dată repet, veniți la pescuitul competițional.
ajută, te dezvoltă ca și pescar, devii un pescar mai bun, înveți tot felul de tricuri, vezi tactici noi, abordări noi ale, uite, sucă tocmai a mai prins unul, îi prinde cam pe toți. Ce să mai fie de spus? Toate cele bune! Cursul e foarte, foarte tare până acum. Apa ține, apa e frumoasă, e limpede. Vremea a ținut cu noi până acum, nu ne-a udat. Am prins și pește. Se putea și mai bine, întotdeauna se poate și mai bine. Continuăm seara cu domnul Vasile, îl arbitrăm. Este manșa a treia, ultima pe ziua de astăzi. Așteptăm să vedem care e programul pentru mâine, să îi dăm înainte, să ne pregătim, ne odihnim și mâine o luăm de la capăt. Sperăm să fie o zi la fel de frumoasă, să avem parte de căldură, de apă limpede, tir întins la toți colegii. Lovin Darius Andrei și suntem aici pe Râul Avric pentru concursul Open Avric din 2024. Concurs de realizat de FRPMA. S-a prins până acum un păstrăvin din gen chiar frumos la 22 de centimetri. Atmosfera e una minunată de concurs, cu o dimineață relativ însorită. Acum este destul de rece, un pic mai rece. Arbitrez pe Țucă. Opa, a prins un pește. Trebuie să mă... Da, am văzut! Opa, a prins un păsă, să vedem cât are. No, 23. Apa e foarte bună, limpede. Puțin cam mare față de normal. Dar bine că s-a prins pește. FRPMA Challenge 2024, a început pe Avrig. Sper că v-a plăcut, că a fost fain, categoric. A fost un concurs pe cinste până în ultima clipă. Și așa o iau pe rând cu mulțumirile. În primul rând vreau să mulțumim sponsorului, Marele Pescar, și să salutăm și aplauze pentru Marele Pescar, că și ei în acest an e alături de Federația Română de Pescuit la Muscă Artificială. Voucherele sunt aici. O iau cu mulțumirile așa pe rând. În primul rând și în aplauzele tuturor vreau să-l aplaudăm pe Andrei.
Andrei Cusea aici, aici îi mulțumesc pentru tot sprijinul, m-a ajutat enorm de mult, ok? Și aici avem o diplomă specială, zi pentru cine-i? Pentru Daniel, că ne tot filmează și ne suportă toate nebunile noastre. Ia de-i tu lui Daniel.